Bine v-am găsit, pasionați ai utilajelor, la jurnalul Utilaje TV. În această ediție vă prezint ultima lansare a producătorului japonez Komatsu, precum și un ultra-excavator marca Sany și analizăm ce se întâmplă cu piața construcțiilor din Emiratele Arabe Unite, o economie pe trend mereu ascendent, dar care au fost efectele pandemiei? Veți afla în minutele care urmează. Komatsu a lansat încărcătorul frontal WA908, un adevărat lider al clasei sale. Vă dezvăluim doar câteva dintre dotările tehnice ale acestui colos industrial. Motor de 900 de cai putere, cupă cu o capacitate de încărcare de 14,5 metri cubi, sarcină utilă de 23 de tone și o greutate de operare de peste 116 tone. Komatsu WA908 a fost construit pentru un nivel ridicat de confort în operare, mai ales dacă luăm în calcul dimensiunile sale impresionante, productivitate maximă pentru un încărcător frontal din clasa sa și reducerea consumului de combustibil cu 17% față de modelul anterior. Cabina acestui utilaj este cea mai mare de până acum montată pe un încărcător frontal Komatsu. Acest aspect asigură atât confort în operare, cât și siguranța operatorului, mai ales datorită vizibilității excelente. Scopul declarat al producătorului japonez este de a le oferi clienților săi cea mai bună unealtă de pe piață pentru obținerea unei productivități maxime la cele mai mici costuri de operare. Rămâne de văzut dacă acest gigant va ajunge și pe piața din România. Pentru că tot am intrat în lumea coloșilor, nu putem trece cu vederea cel mai nou excavator marca Sany, SY1250H. Acest utilaj are o greutate de operare de 125 de tone, un motor de 760 de cai putere și o cupă de excavare cu o capacitate de până la 8 metri cubi. Producătorul chinez a luat decizia de a ieși pe piață cu acest model datorită creșterii cererii de echipamente performante în sectorul minier. Acest ultra-excavator, așa cum este văzut de președintele companiei Sany, se vrea a deveni un etalon pe piața de profil și un exemplu al puterii de producție a fabricilor din China. Robust și eficient, Sany SY1250H beneficiază de dotări tehnologice de top și vine la pachet cu mai multe beneficii demne de menționat, între care consum redus de combustibil, sisteme de lucru destinate sectorului minier și un nivel ridicat de productivitate. Se cuvin câteva cuvinte despre grupul Sany. Înființat în 1989, producătorul chinez fabrică utilaje miniere și de construcții, echipamente portuare și de forare, precum și sisteme de captare a energiei eoliene. Sany are 25 de unități de producție și peste 100 de reprezentanțe în întreaga lume. Vă propun să aruncăm o privire către emergenta piață de construcții din Orientul Mijlociu, mai exact către Emiratele Arabe Unite. O mică pată de culoare pe harta lumii, dar un teritoriu care cunoaște o dezvoltare uimitoare, mai ales în ceea ce privește sectorul de construcții. Metropole care răsar din deșert și zgârie nori care bat record după record. Acum însă, nu prea se mai aude zgomot pe șantiere. Pandemia COVID-19 și scăderea cererii de petrol la nivel mondial au dus la blocarea sectorului construcțiilor. Proiectele noi au fost puse la sertar, iar de investiții viitoare nici nu se mai vorbește. Singurele șantiere pe care se lucrează sunt cele care nu se pot închide din cauza eventualelor pierderi de ordin financiar. Din cauza numărului ridicat de infectări cu virusul COVID-19, guvernul din Dubai a fost nevoit să impună restricții pentru piața muncii. Ca urmare a acestei politici stricte, contractele de prestări servicii în transporturi și construcții au scăzut de la peste 25 de miliarde de dolari, cât a fost cuantumul în 2019, la doar 7 miliarde de dolari anul acesta. Ca să încheiem totuși într-o notă pozitivă, industria minieră cunoaște o dezvoltare constantă la nivel mondial și previziunile în ceea ce privește vânzările de utilaje de profil sunt la fel de optimiste. Bineînțeles, pandemia COVID-19 a afectat și acest sector, însă vestea bună este că estimările sunt pozitive. Dacă la finalul anului acesta se vor fi vândut aproape 8.000 de basculante rigide și articulate,
numărul va ajunge la aproape 12.000 în 2024. Așadar, se estimează o creștere de 50% în doar 3 ani. Exploatarea carierelor și sectorul minier a cunoscut cea mai mare dezvoltare în 2008, când s-au vândut la nivel global 16.000 de basculante rigide și articulate. Bineînțeles, și alte utilaje sunt angrenate în exploatarea minieră, de la încărcătoare frontale și excavatoare până la instalații de foraj și concasoare. Ce e sigur, viitorul sună bine. Știrile se opresc aici, dar ne revedem și săptămâna viitoare cu noutăți din fascinanta lume a utilajelor. Să auzim numai de bine!